Ciupe a fost trimis în judecată în iulie 2012, după ce proprietarul unui teren din zonă l-a denunțat că i-ar fi cerut 2600 de euro mită pentru a elibera o adeverință pentru Apia. Primarul comunei Losna, Augustin Sabou, care este și socrul casierului, spune însă că nu este vorba despre nicio mită, ci despre bani pentru o înțelegere între cel care avea să devină deținătorul și o altă persoană, cei doi având terenuri care se suprapuneau pe hărțile Apia. Citez, banii respectiv trebuia să îi dea din partea celuilalt ca arendă deținătorului. De altfel, acesta și a recunoscut că nu a fost mită, ci o înțelegere între ei și celălalt proprietar, am încheiat citatul, susține primarul. El spune că ginerele său a căzut la mijloc în această situație pentru că, citez, săracul fiind tânăr, a căzut de fraier, am încheiat citatul. În fața argumentului că nu poate fi complet nevinovat atâta timp cât a fost condamnat, totuși pentru luare de mită, Augustin Sabou ne-a declarat că ce i s-a imputat de fapt ginerelui său este faptul că a intermediat înțelegerea dintre cei doi în primărie și în timpul serviciului. Cert este că tânărul lucrează în continuare ca și casier la primăria din Losna. El va trebui să fie foarte atent la respectarea legii, întrucât instanța a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani și jumătate. Orice infracțiune pe care ar săvârși-o în această perioadă duce la revocarea suspendării și executarea pedepsei cu închisoarea.